Hai, povestește ce s-a întâmplat și când, că eu am început înregistrarea. Da, uite, eu am fost cu persoana asta care mă acuză, care spune că eu aș fost furat din casă, ori am bătut-o pe soția lui. Am fost cu dânsa la Germania în Colari, Pietru. Am Asta fost se cu dânsul la întâmpla anul trecut. Germania în ianuarie până în aprilie. Oh, mai mult, da, un an în urmă. Da, un an în urmă. Am venit cu dânsul acasă în aprilie. Ne-au mai rămas să-mi mai transmită de acolo, nu mai țin minte, că vreo 6, că vreo 700 de euro. Ne-au adus și unul lui, când a venit acasă, s-a întors, știi, vreo lună acasă, băiatul acela care ne-a chitat acolo, i-a transmis lui, ne-au adus fără nicio problemă. Am vier ne-am despărțit așa prietenești, ne-am mai sunat pe telefon, am mai discutat așa, am mai râs o glumă. Am mai avut cu dânsul de rău, mă rog, acolo la lucru, poate mai apăreau probleme de astea care că bați prea multe ținte, ori hai nici câte o leacă mai repede, sau da, este strecătoare, am în vedere, așa, o trecut seara, am băut o bere sau cafea și dimineața ne-am sculat cu altă dispoziție și ne-am apucat de lucru. Am un anul când s-a întâmplat nenorocirea asta în satul frumoasă, Raionul Călăraș, au fost trei persoane necunoscute, neidentificate, cu, așa scrie acolo în hotărârea asta de judecat care a venit să-mi facă percheziția acasă. Scrie că trei persoane necunoscute au intrat în casă, au bătut-o pe Olar Tatiana, pe soția lui Olar Pietru, cu care am fost eu la Germania. Și au lovit-o cu un topor pe regiunea spatelui, mai multe chestii de genul ăsta. Mai țin minte tot ce scrie acolo. Nu, după asta au trecut, asta a fost pe data de 9 decembrie, noaptea, de la orele 23 până la orele 3 de noapte, ca cum se spune, de pe 9 spre 10. Așa scrie acolo. Și dumneata, unde erai atunci? Eram acasă că am o poză în telefon când doarme băiatul cel mai mic, el și-i pozat și acolo când apeși la detalii de poză, să vezi detalii de la poză. Apoi arată că eu acasă eram aproape de ora 9, eram acasă, la ora 8 și nu mai țin minte cu niște minute. Apeluri Deci că eu... telefonice n-ai avut în seara aceea. Da, nu știu, nu m-am uitat pe telefon, că telefonul nu e atâta Oricum, poliția o considerat că dumneata ești unul dintre suspecți. Dumneata puteai să-i bați, da? Da, poliția și cu pătimașul asta, cu, cum îi spune, cu Olar Tatiana, au considerat că eu pot și o persoană din persoanele cele trei, pentru că eu cunosc că ei dețin bani, că ei dețin bunuri, că nu și mai dețin acolo. La dânsii noștri am fost atunci când am venit de la Germania, cu un an în urmă, nu e un an, în aprilie și un an, când noi am venit la Paște acasă. Și de atunci eu n-am mai fost la dânsii în casă. Am fost până în ogradă, odată trecând pe acolo, el era la poartă, ăsta, Olar, Pietru era la poartă și așa ne-am salutat și ne-a dat de mână, acum nu mai țin minte cum a fost, deși intră, știi? Și am intrat, am fumat o țigară după poartă și zic, bun, mă duc eu că el și o cafea, dar eu zic, nici nu mai am țigări pentru cafea, zic, e cum, bei o cafea și fumez o țigară, așa e obiceiul. Zic, nici n-am nici țigări la cafea, zic, bun, o mânc caldă și mă duc eu și am plecat. Și vreau să spun, am spus că a venit asta, Poliția. poliția pe data de 11 Anul amu ianu ianuarie. Comandat de percheziție. 2020. Comandat de Plinește percheziție. o lună de zile de când au avut fumeia asta, nenorocirea, Olar Tatiana. Și o lună de zile, a venit poliția la mine acasă. Când mi-a arătat mandat de percheziții, că au drept să facă percheziții la domiciliul unde locuiesc. Inclusiv și mașină, acolo era scris numele de matriculare la mașină, modelul de mașină. Zic, ok, zic, poftim, zic, am ridicat mâinile în sus, zic, nu mă simt vinovat cu nimic, poftim, controlați, zic, de la poartă, zic, din cușcă la câini, zic, și până în hojeag la casă, zic, și-mi bieși, unii doriți, unii deschis, unii am eu prioritatea cu în gospodărie și zic, cătați pe nu mă tem nimic, știu că scurat. Dar ți-a explicat ce dosar, care-i problema? Nu, deodată nu mi-a explicat nimic. El odată, mână n-a semnat aici și-a apucat de căutat. Păi bun, ai semnat, dar acolo nu scria dosar penal, cine e victima? Scria, dar eu dacă cum eram de pe somn, mi-au spus că trebuie să fac percheziții la domiciliu, că
Dar deși și cu și cauză și cu cine-i pătimașul și cu și legat, nu mi-a citit cu nicăieri. Am Nu, înțeles. N-ai nu m-a dus la putere. cerut Cum mi-a dat avocat, n-ai somn vorbit acolo. să fii martor acolo. Am dat de pe nimeni și martor. Martor e soția mea și copiii, dar copiii și și. Copiii și are unul 4 anișori și unul 3 anișori. Și ăștia sunt martori. Da. Și soția la mine așa e o fire de asta care unde o pui acolo și de, dacă i-ai spus fă mâncare înseamnă că faci și dacă nu i-ai spus poate uite și rămâi flământ. Așa e el felul ei. Bun, dar e irelevant pentru cazul nostru. Deci v-au percheziționat, au găsit bani în mașină. Ne-au găsit bani în mașină, 850 de euro și ne-au găsit și 5 roni. 5 roni românești de ăștia, că am fost și am depus la acte pe data de 17 decembrie, amui anul 2019. Am fost și am depus la acte românești, pentru că ar ne rămas niște roni de ăștia și am pus tot acolo. Că acum îi, să zicem, îi depozitam banii ăștia în mașină, când casa nu-și poate să-i găsească copii, poate să-i scrie, poate să-i rupă, poate ei nu știu ce să este. Ei, roi e mai greu de rupt, dar euro e să rup. Dar încă una, zic că când ceva ne strică la mașină, că am un cec, tot am un proaspăt, că am investit niște bani în mașină, iar mi-a trebuit 100 de euro, i-am luat din mașină. Nu înseamnă nu trebuie să mă duc acasă, dacă mă aflu la Chișinău și sunt, mă duc după bani, să mă întorc înapoi la Chișinău să-mi cumpăr piesă sau din altă parte. Am diri sursele mele financiare și le depozitez unde vreau eu. Asta e una, dar a doua nu le-am ascuns, pe unele sub pietre sau nu am săpat în grădină 3 metri să le ascund sau chestii de felul ăsta. Am zis, le ținem deschis, pur și simplu era închis la bardacioc. Eu mai am persoane pe mașină, tot zicem, necunoscute sau poate vreau la WC-ul și rămâne cineva în mașină. Rog, să nu li nu fac vreo glumă. Aveai safe mobil. Da. Dacă aici am unicul loc unde putem să-i țin, acolo Bun. șapte de la mașină, Și acolo ei și au bani. făcut proces verbal de ridicare și te-au întrebat care e Da, și-au scris proveniența banc banilor, note. care e suma și au notat probabil numărul bancnotelor. O notat la dâns și nimeni nu mi-a dat nicio foaie. Cât și sumă o luat la mine, și bancnote, și coduri la bancnote, nică. Ei, dar dumneata ai semnat în procesul verbal, ții minte suma, o să fie în dosarul A, penal. suma o țin. Da, o țin minte, o țin minte și deodată ne-am dus la comisaria, ne-a dat un avocat de ăsta de 3 lei, să-i spunem, care s-a pus acolo pe un divan, s-a întins și s-a uitat la noi și zice, bine, bine, bun, bun, și la urmă o zi bun, o semnat unii trebuie lui și la revedere. Și ai rămas fără Și eu bani? mă... Da, așa am rămas fără bani, m-am dus adeus, a zis, oameni buni, zic, voi m-ați lăsat fără bani, eu avem acasă cu niște ultimele nuși, avem străcate, niște torbe cu nez, le-am dus pe șelea, eu mai trebuie să mă alimentez mașina, să mă iau cât ceva. Și banii s-au dus și mă duc a doua zi, a treia zi pe la dâns și ies un procuror, spune, păi și dumneata n-ați mergi la detector, să mă pui la detector acolo să mă controleze. La poligraf, da, dacă nu minți. Da, cu adevărat. Zic, eu i-am spus, zic, eu mers la ginecolog, nu numai la poligraf. Zic, dar păi, zic, situația asta, zic, chestia asta când se rezolvă? În 30 de ani sau în 15 sau în 10, când merg la poligraf și ăla? Zic, mi-am trebuit banii, zic, i-a scris, i-a filmat, i-a fotografiat, de acum e voi, copiii mei mor de foame și banii mei, munciți din mine, care eu banii și am cec, că am vândut o mașină, am avut un Opel de ăsta Astra, mai vechi, luat la un prieten. Fără nicio hârtie, el așa, eu l-am dus la aeroport și mi-a spus, duci la mama și îți dai documentele de la mașină, eu am trimis pe Viber fotografii la pașaport, duci și faci la mașină asigurare, Texas Motru, și mai investești într-însa cât s-o costă că poți sau cât s-o costă că merită, și vinde-o și câștigă și tu 100 de euro dacă poți la dânsa și pe mine mă ajut să-mi vând mașina. Zic, ok, avem acasă niște roți la o mașină, i-am pus roți, am tonat-o, am instalat gaz, am, mai scurt am făcut tot și eu fost în puterile mele. Am pus-o pe internet, m-a sunat un domn de pe la Cahul în părțile cele, am vândut-o și banii și mi-au achitat, eu am pus-o pe internet cu 1300 de euro, dar el mi-a achitat până la urmă ne-am înțeles cu 1200 cu ei. Zic, uite care, zic, dacă o iei pentru singur, ca să folosești singur, zic, eu ți-o pot vinde că n-am acte, nu pot să-ți fac nicio procură, nu pot face nică, zic, mașina era un prieten de-a meu, l-am lămurit așa omenește. El m-a înțeles, zic că, bun, zic, se poate așa că eu vreau să iei pentru soția mea, că soția mea să învețe a merge la volan. Zic, ok, zic, uite, zic, că nu mi-a chis numai 1000 de euro,
Zic, de 200, zic, ei, ții la singur când vine stăpânul acasă, eu îți dau, el mi-a dat o vizită, că el lucrează pe o rutieră, duce pasageri la Rusia. Mi-a dat vizitca lui, cu număr și de vibe, așa, soții și a lui, și de la Rusia un număr acolo. Și zici că când vine stăpânul acasă, îmi dai un telefon, mă găsești, ne întâlnim ori la Chișinău, ori vii tu în coași. Și eu îți mai dau 200 de euro și voi îmi faceți un document ca să pot mai departe să mă... Deci asta e explicația de ce încă nu ai alte dovezi că banii ce s-au obținut legal. Dar omul există, îi poate fi chemat ca martor. Am un cec cum el mi-a achitat mie 1100 de dolari și eu am luat și am schimbat în euro și am mai adăugat 333 de lei. Asta e pe data de 7 decembrie. Mașina eu am vândut-o pe 5. Banii i-am schimbat pe 7 din dolari în euro și la frumoși ăștia, la aldiolari, s-a întâmplat nenorocirea pe data de 9 înspre 10. Dar de ce zici așa frumos și vorbești cam cu dispreț despre ei? Că de ce te-au suspectat că ești implicat, da? Dar Ești și normal, practic. dar pe cum să le zic? Le zic Oameni simpatici dacă nu-i vor să-și frumoși. recupereze paguba, au luat și bătaie, deci vor să stabilească adevărul. Ei nu Da, te-au... dar eu aici nu și figurez eu așa. Eu când am fost eu la dânsul ultima oară, când de acum voi au scris ei pe mine, că când cred că o scris o plângere pe mine că eu aș fi fost. Ei presupun că dumneata ești, că nu au alte Da, date dar pe probabil. bănuiesc, dar cum poți bănuiești așa din pod? Înseamnă că ei bănuiesc că eu aș fi fost eu implicat cu cineva în toată chestia asta, nu? Dar de acum voi trebuie să suferi cu ochii ei, sau eu trebuie să sufer, sau să n-am cu cine alimenta mașina, sau să n-am cu N-ați cine și cumpăra o pâine. cerut avocat de stat sau n-ați angajat un avocat ca să vă N-am apere? angajat, nici n-am cu cea la chita, De dacă vă acord. spun drept. Eu am avut cândva probleme cu legea, să zicem, vreo 17 ani în urmă. Eram atunci minor, aveam vreo 15-16 ani. Am avut probleme cu legea, am avut acolo niște chestii, dar, mă rog, niște huliganismuri de astea metiere, m-a luat și eu cu niște băiestruși de seama mea și, mă rog, avem o minte de copil și cred că pentru mine asta a fost o lecție de viață, m-am corectat de atunci Dar dublu, zicem, am fost la Rusia, ne-am cumpărat o mașină mai veche, mi-am vândut-o, am mai adăugat, ne-am luat alta. faima-ți merge și polițiștii consideră că de regulă recidiviștii poate comite din nou fapte. Și iată, ai de suportat consecințe și după ce ți-ai ispășit pedeapsa. De asta zic de avocat, că poate că ar trebui să ceri și avocat de stat pentru cazuri penale, când ești bănuit, învinuit, ei trebuie obligator să-ți dea un avocat de stat și acela să-ți spună în situația asta ce trebuie să faci cu banii, ce trebuie să semnezi, ce nu trebuie să semnezi, când poate să-i întoarcă banii și tot așa, ce probe să prezinți la dosar, că altfel ei s-ar putea să-ți fabrici un dosar penal, să-ți înainteze nu numai ordonanța de bănuire, ci și de învinuire. Acuși, peste o lună maxim, poate să ducă învinuirea, să trimite dosarul în instanța de judecat și pot chiar să te aresteze preventiv. Și s-ar putea să te trezești condamnat pentru că n-ai putut demonstra nevinovăția. Că așa e la noi. Trebuie tu să demonstrezi că ești nevinovat. Nu ei să demonstreze că tu ești vinovat. Și de aceea Eu trebuie le-am neapărat spus. să insiști să ai apărător la toate procedurile astea. Și percheziții, și anchetă, și interogatoriu. Cere avocat de stat dacă nu îți permiți să angajezi un avocat. Insistă să îți asiguri ei, procurorii, anchetatorii, să asiguri avocat de stat. Și dacă nu Dacă ai mi-a încredere în asigurat avocat, dacă acolo un vezi că nu advocat. face bine, cere altul. Poți să înaintezi recuzare și avocatului dacă vezi că nu face bine. Păi ne-a dat un avocat, dar pe el a venit și s-a întins acolo pe un divan și s-a uitat la mine și zice bine, bine și acolo tot s-a uitat și semnați aici, semnați dincolo și poți trezești cu vreo 30 de ani de pușcărie în rucsac cu dânsii. Bine, Exact. bine. Astfel de avocați trebuie să le dăm numele, să știe lumea că cum încasează ei bani de la stat pentru apărarea oamenilor, dar nu îi apără. Ți-amintești numele acelui avocat? Trebuie Nici să mă măcar uit nu. undeva ieți. Nici numele nu știi și n-ai comunicat înainte, după, cum să te aperi, cum să Am găsești comunicat fraturi, așa, cum. bună ziua, s-a așezat,
Am stat de vorbă 5 minute, toți trei împreună Dar pe nu cu... toți trei, omule. Avocatul trebuie să vorbească numai cu dumneata fără martori și să-ți spună cum să te apere, să te întrebe de circunstanțe. Dacă ai vorbit cu procurorul, cu anchetatorul de față, asta nu-ți cheamă că ai vorbit cu avocatul. Da, Avocatul trebuie să seamă, fie dar numai eu cu n-am dumneata ce să să vorbească. mă apăr. Asta nu Eu e mă sunt apărător, curat, asta-și... le-am... Asta e Eu mă sunt asistentul curat. acuzatorului, e asistentul anchetatorului, ăsta nu e apărătorul dumitale. Eu nu știu cine am aici asta cu dânsii sau nu știu cine ne-am, dar e străgător la cer. E Nu știu, foarte mai avea, cred posibil, că... e foarte posibil că jaful l-au comis niște polițiști și pe dumneata o să te bagi la pușcărie în locul lor. Ca ce știu să Cine știe șteargă ce... urmele, știu să nu scoată o vorbă cu căgula pe față, nu-ți dai seama cine și-l suspectezi, iată, pe cumătru. Săracul cumătru stă la pușcărie, dar au făcut-o niște gabori, niște curcani, niște polițai. Da, eu n-am avut de mult treabă cu dânsul, n-am fost la dânsul în gospodărie, când știe eu Asta și e de ce. irelevant, asta nu te scuza dumneata că te acuz. Cere avocat, când te mai cheamă la activități procesuale din astea, cere avocat în care să ai încredere și cu care să ieși afară, să poți vorbi singur, fără marturi și să vezi dacă ai încredere. Dacă nu ai încredere, zic, nu am încredere în avocatul ăsta, dați-mi altul, până atunci nu vorbesc nimic. Că eu presupun că asta e perspectiva. Să înfunzi pușcărie. Nu, eu cred că eu luni tot familia și mă duc, nu știu, mă duc la Chișinău, scriu o plângere pe dânsul, dar ce înseamnă asta? Mi-au luat toate sursele financiare, mi le-au luat din Da, dar mașină da, și m-au crede-mă, lăsat. problema nu e cea mai mare, cele 800 de euro. Poți duci să împrumuți de la un cumătru și să supraviețuiești, să-ți plătești avocat. Ai de unde să iei probabil niște bani cu împrumut. Nu prea am, ca te Problema spun e... drept, nu prea am. Ei, nu cred. Problema e că o să te trezești cu dosarul ăsta fabricat, dacă ești sincer și zici că n-ai nicio vină, cu dosarul ăsta fabricat o să înfunzi pușcăria și după aceea nevastă ta o să și o să împrumute bani ca să încerce să te hrănească și să te scoată de acolo și tot așa. Problema asta e mai mare, injustiția. Aceea e o parte a problemei că ți-au luat banii. Poate că așa trebuie, poate dacă nu poți să justifici proveniența lor, trebuia să-i sechestreze până la finalizarea dosarului. Dar dacă ai zici că justificare, document, că l-ai cumpărat mașina, ei ar trebui să-i întoarcă, mai ales că sunt singurii bani din care trăiți toată familia. Un Nu avocat am, trebuia nu, să-ți un avocat trebuia să-ți eu i-am spună. spus că ca sunați-l pe omul ăsta care cu i-am vândut mașina, zic ca să confirme, sunați-l pe ceala, pe ceala, pe ceala, Ei el nu prea cu au știu poate interesul. influențat-o. Ei nu prea au interesul să facă asta. Dumneata ai interesul să-ți recuperezi banii, dar mai mare interes ar trebui să ai să facă justiție, să facă conform legii, ca să nu ajungi țapi ispășitor în matrapazlăcurile lor. Sau din cauza incompetenței lor. Lor le-i comod să-l ia pe primul suspect care nu are alibi, să-l bage la pușcărie și iată un dosar rezolvat. Dar dumneata nu vrei să stai la pușcărie din nou, că înțeleg că ai avut probleme și nu a fost fain. Și normal că Păi, eu vă zic, eu de mult eu m-am corectat și insistă să n-am... obții, cere avocat de stat. La Chișinău, la Pancom, clădirea aceea cu 15 etaje la etajul 3, este Centrul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat. Vă duceți și îi spuneți în situație sunteți, cereți un avocat în locul celuia și pe cel eventual să-l identifice și să rupă contractul cu el, că acela nu e avocat care stă numai de față de anchetator și de procuror, stă și tolăjit pe lejancă. El trebuia să vorbească cu dumneata până la asta. Dumneata trebuia să ai Și avocat atunci și când la o vin, fel eu cred că poziție. și la percheziții tot așa trebuie să vii cu tău cu avocat. Exact, da. Dar și proteste, se pot face și proteste. Eu nu sunt la Chișinău acum, dar te încurajez să faci proteste, eventual filmează, transmite în direct de acolo și noi difuzăm. Mai vedem luni și urmează. Ce te aștepți? Te mai cheme poliția? Că ei de grabă s-ar putea să înainteze învinuirea și după aceea rechizitoriu și o instanță de judecat. Sau s-ar putea Da. să vină să-ți ceară bani, că se întâmplă și așa, să fabrice niște dosare, să ceară bani ca să te scoată. Dar conform care legi să mă învinuiască pe mine dacă n-au nici suspect pe mine, am în vedere ce o găsit la O mine. găsă bani. Găsit banii O mei? găsă bani, dar n-ai văzut să se întâmple omul să stea fără nicio probă, fără nicio mărturie, să stea închis. Dar eu știu de asta că e mai tine 40% și fără... Sau să nu ajungi închis, dar să te judeci câțiva ani, să nu poți scăpa de dosarul ăsta până să ai perisuri, dacă nu-i ai deja. Eu de muia. Păi?
Mulțumesc pentru încredere, mulțumesc pentru apel. Am înregistrat ce am discutat și public acum și pe Curaj TV. Anunță-ne când faci proteste, filmează sau roagă copilul cineva să filmeze sau anunță-ne pe noi și o să anunțăm presa și poate vin măcar activiști civici să filmeze protestul vostru. Nu știu unde să protestez. Ministerul de Interne, Procuratura Generală, undeva trebuie protestat. La președinție poate să include Dodon, că el îi apără pe toți când noi în concediu, în vacanță de lux. Poate la Călărașa să iei în apărare. Gata, te-ai scos. A și e advocatul meu, personal. La avocatul poporului poți să te Bun. duci, la sfatul țării 16, să includă în dosarul ăsta, să vadă de ce n-ai fost asigurat cu apărător sau de ce apărătorul nu te-a apărat și tot așa. Ok, bun. Mulțumesc Și eu, pentru mersi, apel. seara bună. Noroc, numai bine.